europene pentru bebeluși și mame se întâmplă la maternitatea din municipiul Bălți, care, grație donațiilor venite din partea unor organizații, a fost dotată cu mobilier nou. Dacă acum 2 luni vă prezentam saloanele dezastruoase în care nou-născuții erau nevoiți să-și petreacă primele zile din viață, astăzi vorbim despre odăi modernizate și condiții propice pentru bebeluși și mamele acestora. Asta pentru că mobilierul învechit a fost înlocuit cu paturi, saltele și noptiere noi. În urma unui reportaj Jurnal TV în care vă arătam condițiile din maternitatea din Bălți, un grup de oameni de afaceri s-a oferit să ajute la crearea unei ambianțe plăcute pentru nou-născuți și lăuze. Tot intrând în instituțiile medicale, am văzut că este problema foarte mare, anume în ceea ce privește mobilierul, care era vechi, și am primit hotărârea împreună cu partenerii din Olanda și cu organizația non-guvernamentală care o reprezintă, Astreia, să ajutăm spitalul municipal, inclusiv și maternitatea. De aici vine viața, viața noastră, de aici vine generația noastră, urmașii noștri, în fața cărora noi suntem, trebuie să răspundem ce facem și cum o facem. Administrația maternității apreciază efortul oamenilor de afaceri, mai ales că mobilierul învechit era o problemă stringentă pentru instituție. Situația s-a schimbat, într-adevăr, am primit niște paturi foarte bune, care mai este considerabil starea de beneficiu a pacientelor aflate la noi în maternitate. Această renovare a fost făcută mai caritativ, am fost asigurați cu materiale de construcție. Cum era și de așteptat, cele care s-au bucurat cel mai mult de noile condiții au fost proaspetele mămici. Este foarte bine, e că chiar copilul și deci noi, chiar când ne foim, nu simțește copilul că sunt, chiar trec mai încolo, mai încoace. Mobilierul cum vă pare? Este foarte bun, nou. Paturile sunt destul de comode, au două despărțituri. Într-o parte am lucrurile pentru copil și în următoare am ele lucruri personale. Condițiile sunt foarte bune, mai ales după cezăreană, după operații, fiindcă paturile sunt comode pentru, în primul rând, pentru corp, pentru organism. Într-a doilea rând sunt comode, fiindcă putem pune copilul așa lângă noi. În maternitatea din Bălți se nasc anual aproximativ 3600 de copii, iar 50% dintre ei sunt din raioanele din nordul țării.